Așa. Biserica Ghelnița, monument din secolul XII, are o istorie extrem de interesantă, cu straturi și straturi de la perioada romanică la perioada gotică, la tavan casetat, la legenda lui Ladislau. Prezent aici este foarte vechi și frumos. Ștavan de la 1600. A fost refăcut. Și picturile de pe aici au fost restaurate în 1927. Pornește românești? Epitet? Oh, biserică? Nu, da. Epitet? Da. Da. Oh, se întâmplă fresca? Fresca în 1330, eu. Da. Și o fac și eu. 1419. Și acolo o cazetă. Ăsta, caseta a făcut-o în 1419, da. Da. Da, mută automatie. Da. Renaștere. Oh, renașterea, da. Baroc. Și asta orga e din perioada barocă. Da. Orga e din perioada barocă, exact. Foarte frumos. Uite și cu rune aici. Păi mergem și pe afară un pic. Da. Din 1996. Straturi și straturi de istorie, ca la Viscri. Doar că aici pare că sunt într-o stare mai bună. Cumva. Uite. RGB. RGB, da. Dar stai că eu aici am... Iată, mai are niște picturi și pe afară, stil Voroneț, vezi? Uh-huh. Parcă pe acolo sunt cu picturi pe afară, restaurau și pe asta. Deci aici sunt noi. Longevivi. Da. Biserica din Ghelnița. Și aici a fost restaurat. Secolul 20.